Hei, vă salut, prieten! Bine ați venit la un nou super tutorial! Astăzi vreau să vă arăt cum punem un text pe o filmare sau pe asfalt, cum avem în acest video, dar să pară ca și cum ar fi fost desenat acolo. Cât de tare este asta! Și înainte de a începe tutorialul, vă recomand să descărcați filmarea din acest tutorial și proiectul de After Effects pentru a lucra în același timp cu mine. În felul acesta veți înțelege mult mai bine procesele din tutorial și din After Effects în general. Pentru asta va trebui să intrați pe linkul din descrierea acestui video, acolo aveți o pagină de Patreon unde vă puteți abona. Și pentru numai 3 dolari aveți acces la materiale din peste 50 de tutoriale, inclusiv acesta. Tare, nu? Bun, acum hai să dăm bătaie cu tutorialul. Suntem în After Effects, avem filmarea aici, prin drag and drop o ducem în compoziție ca să creăm o compoziție automat cu setările din filmare. Și aici suntem la o competiție sportivă și mai exact se alergă 10 km și vreau să pun pe asfalt, să fac un fel de intro și să pun pe asfalt 10 chei, da? De la 10 km. Pentru asta o să-mi aleg porțiunea relevantă, da? Nu vreau să folosesc tot videoul. Să zicem de la secunda 2, o să apăs alt paranteză pătrată stânga ca să tai layer-ul acolo și până la secunda, hai să zicem asta, 13, da? Alt paranteză pătrată dreapta. Apoi apăs alt Ctrl-Alt-B să restrâng bara de lucru, clic dreapta pe bara de lucru și dăm Trim Comp to Work Area, să facem compoziția exact cât bucata asta. Bun, și acum va trebui să creăm o cameră virtuală care să se miște exact ca cea reală. Trebuie să captăm mișcarea camerei. Pentru asta va trebui să dăm clic dreapta pe filmare, avem aici Track and Stabilize și avem Track Camera. Da? Și automat, după cum puteți vedea, efectul din Effect Control aici, 3D Camera Tracker, analizează filmarea, după care va plasa niște puncte, ca și cum le-am fi pus acolo în filmare. Și pe baza acelor puncte, sau cu ajutorul acelor puncte, noi vom crea diverse layere. Da? Imediat se termine de analizat și vă arăt practic. Și observăm că apar aceste puncte, da? Iar noi va trebui să găsim frame-ul perfect, să zicem ăsta, și cu ajutorul acestor puncte să creăm un plan, să creăm un solid. Haideți să vă arăt. Deci merg cu mouse-ul pe puncte și observăm că apar niște cercuri și se creează un triunghi. Practic ne spune că aici poate fi așezat un plan, pe șosea, pe asfalt. Da? Dacă dăm click și click dreapta după aia, putem crea text și cameră, solid și cameră, null și cameră. Hai să creăm solid și cameră și vă arăt imediat cum plasăm textul. Da? Hai să dăm create solid and camera și observăm că apare un solid aici. Iar acum dacă navigăm cu acest cursor prin filmare, observăm că acest solid stă acolo. E ca și cum am fi pus un covor. Cât de tare este asta. Și 3D camera face o treabă foarte bună. Dacă apăs 0 din tastatura numerică, uitați-vă și voi, nu se mișcă stânga-dreapta absolut deloc. Stă țintită acolo. Bun, acum hai să creăm textul. Mergem în project, click dreapta, new composition și o să scriu 10K. Asta este textul pe care vrem să-l folosim. HD, 25 de FPS, 27 de secunde este suficient, îi dăm OK. Și aici o să scriu, o să dau new text și o să scriu 10K. Da? Folosesc fontul Bebas New. Puteți să folosiți ce font vreți voi. Da? O să-l poziționăm în centru. OK. Și acum, vedeți voi, textul de pe asfalt are marginea puțin ștearsă, așa, nu este dreaptă. Da? Să zicem că textul nu a fost desenat chiar atunci pentru acea competiție. E de mult acolo. Pentru asta vreau să salvez un frame pentru Photoshop și în Photoshop să creez brush-ul și apoi să-l aduc înapoi aici în After Effects și să folosesc Alpha Mate. Hai să vă arăt. Deci, salvez un frame. Ctrl-Alt-S. Da? Și mergem în Render Queue automat cu Photoshop Output Module și îl salvăm unde avem noi în folderul. O să scriu aici Brush PS de la Photoshop. Îi dau Save și dau Render. Apoi mă duc în folderul unde am salvat. Avem aici Brush PS. Îl deschidem în Photoshop. Acum, mare atenție, creăm un layer nou aici și mergem pe acest instrument de brush sau pensulă, da? Apoi mergem la forma acestei pensule și căutăm, vine în by default în Photoshop, nu trebuie să instalați separat niște brush-uri, folosesc CC 2019. Și aici avem Dry Media Brushes, da? Și avem acest Kyle Bonus Chunky Charcoal, da? Da. Ok, dăm click pe el și apoi putem să apăsăm paranteze pătrată stânga-dreapta dacă vrem să-l mărim sau să-l mișorăm, da? Și, mare atenție, să fim pe layer-ul nou,
dăm așa niște, aruncăm niște vopsea pe margine. Nu trebuie să fie foarte mult, da? Ceva de genul ăsta. Gândiți-vă că unde avem galben pe text, o să fie șters din text. Vă arăt imediat. Bam, bam. Nu trebuie să fie foarte accentuat, da? Cam așa, da? Este suficient. Acum, mare atenție, scoatem ochiul de la 10K, de la background, ca să rămânem doar cu brush-ul. Și acum salvăm acest brush, punct PS de la Photoshop. Ctrl-Shift-S și salvăm tot aici, brush PS și o să mai scriu editat, ca să știu să-l import din nou în After Effects. Deci mergem înapoi în After Effects și îl importăm aici. Brush PS editat. Și îl importăm ca footage și acum îl aducem în compoziția cu textul, cu 10K, da? Îl punem deasupra. Acum mergem la 10K și, mare atenție, îi dăm la Track Mate. Dacă nu aveți coloana asta aici, apăsați F4 și dăm Alpha Inverted Mate. Și, practic, vom, hai să scoatem transparența, vom avea textul puțin șters pe margini, da? Cât de tare este asta. Bun, acum hai să mergem în compoziția asta principală și să înlocuim covorul ăsta sau solidul ăsta cu textul pe care tocmai l-am creat. Mergem aici la 10K, dăm click pe 10K, dăm click pe Track Solid 1, mare atenție să le avem pe amândouă selectate, apoi ținem apăsat Alt și prin drag and drop ducem compoziția pe Track Solid. Și practic se va înlocui 10K-ul cu solidul respectiv și va păstra toate modificările solidului respectiv pe noua compoziție 10K. Da? Vom avea 10K-ul pus pe asfalt, da? Pe... Cât de tare e asta? Foarte tare. Da? Rămâne blocat acolo. Bun. Acum dacă apăsăm W, activăm instrumentul de rotație și putem să mergem pe axa Z și să-l mai rotim puțin. Ceva de genul ăsta. Și să-l ducem mai spre dreapta. Apăsăm V și acum mergem pe axa X și îl mutăm. O idee spre dreapta. Mare atenție. Nu mutați foarte mult pentru că s-ar putea la un moment dat să apară niște mișcări nedorite pe acest text. Deci mare, mare atenție. De obicei, e bine să lăsați textul acolo unde este el pus prima dată. Mai mult de atât, putem să îl suprapunem prin blending modes cu asfaltul. Adică mergem aici la 10K și la mode, în loc de normal, îi dăm overlay. Boom! Cât de tare arată textul nostru acum. Da? Și hai să dăm un ramp preview să vedem cum arată. Tare, nu? Vedeți voi cum ne îndepărtăm cu camera, totul se deșarfează în spate. Da? Dar textul rămâne clar. Și se vede că este fake dacă rămâne clar. Va trebui și el să fie blurat odată ce ne îndepărtăm cu camera. Pentru asta mergem la camera care tocmai a fost creată și mergem la Camera Options și aici avem Depth of Field și dăm On. Iar acum o să mergem aici pe Select View Layout și dăm Two Views Horizontal, să vedem două unghiuri diferite. O să vedem de sus toată scena asta și aici din față, da? Bun. După cum puteți vedea, aici avem camera creată cu animația pe care a fost generată, da? Observăm că camera merge așa de aici până aici. Ok. Și aici este textul nostru pus pe șosea. Acum, pe noi ne interesează ca... Hai să mergem aici și să-i dăm un fit. Așa. Pe noi ne interesează ca aici să fie foarte clar textul. Da? Pentru focusul trebuie să fie aici. Pentru asta va trebui să mergem pe Focus Distance, care este linia asta, da? Și să o aducem exact pe la mijloc, la mijlocul compoziției, undeva unde este textul. Aici este textul. Da? Și în momentul ăsta, aici textul va fi cel mai clar. Ok? Ei, în momentul când se îndepărtează acum, textul va intra în blur. Dar pentru asta trebuie să mărim și diafragma. O să-i dăm mai... diafragma. Seamănă foarte mult cu diafragma dintr-o cameră normală. Îi dăm o valoare puțin mai mare, ceva de genul ăsta. Observăm că este mai blurat. Da? Și cum ne apropiem, se face foarte clar. Cât de tare este asta? Bun, hai să dăm aici One View și să-i mai dăm un preview. Să facem și noi cum trebuie aici. Tare, nu?
Bun, dragi prieteni, și acesta este tutorialul, sper că v-a plăcut și sper să vă ajute. Dacă vreți să descărcați filmarea, nu uitați să intrați pe pagina de Patreon, acolo vă puteți abona și ne vedem data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!